Dar uite că după incendiul care a izbucnit la centrul de recuperare pentru copii Dr. Nicolae Robănescu din București, peste 100 de copii au fost transferați la spitalul Marie Curie. Transformatorul care a luat foc era nou, în garanție, spune premierul Marcel Ciolacu, care a promis că în urma acestui incident va lua măsuri. Este sistemul public în acest moment. De aceea avem prin PNRR și prin BEI aproape 5 miliarde de euro pentru investiții. Deci se va investi masiv în sistemul de sănătate în perioada următoare. Era nevoie de așa ceva. Sigur, luăm măsuri în urma incendiului, luăm măsuri după ce se dărâmă școlile, luăm măsuri după ce e cutremur și realizăm, de fapt, câte puteam face înainte de asta. Realizăm totul când e mai târziu. Domnule Marcel Ciolacu, sunteți acum E premier, prea dar târziu. până acum ați fi putut face lucruri. Asta nu există scuze pentru că mai e un incendiu într-un spital. Nu există scuze pentru toate problemele de care ne lovim de fiecare dată și ne trezim așa, da, cred că o să investim 5 miliarde. Da, dar uite că Corect, trebuie să le investim, dar trebuiau investite au și fost până făcute acum. lucruri. Ce a Uite, tu fost ceri făcut, Alex, în transformatorul ăsta era spitale? nou, da? Tu ceri modernizare, vrei să construim nou, să luăm aparatură nouă. Uite că aparatura asta nouă e mai proastă decât cea veche. Uite că ce construim nou e mai prost. Construcțiile sunt mai proaste ca cele vechi, da? Bun, atunci hai Să să nu avem mai o facem minți să nimic. le Nu, nu facem. mai facem niciun spital pentru că va fi nou și va fi prost. Hai să nu mai facem Nu mai nicio luăm lucruri școală de nouă, nu? calitate. Asta este problema. Nu E, că nu asta e luăm. altceva, nu că nu e nou, dar că nu este bun ceea ce luăm. Hai să nu dăm vina pe ceva Închidem ochii, ce da? Mai poate luăm o să. șpăguță bună, că merge. Hai, cumpărăm pe hârtie. Arată bine, am văzut. Am cumpărat, Păi noi ai văzut, semnat, avea am și semnat. garanție, era totul perfect Uite-te pe la hârtie. blocurile astea reabilitate proaspăt, da? Că după 2-3 ani au fost vopsite, frumos, mare, tam-tam. Arată mai rău după 2-3 ani decât arătau după 40 de ani de comunism, da? Când au fost construite. Cum explicăm lucrurile astea? Nu există Cad vreo bucăți din explicație ele? pentru asta și bine, Așa e toată esteticul ca România. esteticul. Important este să Asta fie ca. curat, să nu mergi într-un spital și te duci cu o problemă, ieși de acolo cu alte 5 probleme pe lângă. Aici, de fapt, e adevărata durere. Și să nu uităm, după ce a fost acest cutremur puternic, mă rog, a fost valul de cutremure, dacă le pot numi așa, din Turcia, ne-am trezit și noi atunci. Hai să verificăm cât de bine sau prost stă România la capitolul cutremure. Hai că-ți spun eu la capitolul spitale cât de prost stăm, de fapt. 3 din 5 spitale s-ar dărâma la un cutremur ca cel care a fost în Turcia. Despre ce vorbim? Când știm că este atât de rea situația, noi ne trezim după următorul incendiu. Să nu mai spun că pe vremea domnului Florin Câțu au existat peste 10 incendii într-un singur an. Dacă ăsta n-a fost un semnal de alarmă suficient de puternic care să spună, hai să luăm niște bani de undeva, că Păi tot partea avem bună e fonduri că ai de unde europene. să iei bani, exact. Păi Și avem și nu facem nimic cu ei. vreau să mergem la Ovidiu Raischi, tocmai pe Oh, ideea asta. Avem o banii să am aceia nevoie de niște apă din după această PNRR, o discuție. grămadă de fonduri europene. Vestea bună, teoretic, știu eu că fondurile europene, când faci ceva cu fonduri europene, teoretic e mult mai strictă treaba, da? Dacă Și mult faci mai ceva cu ei, supravegheată treaba. Deci, teoretic, nu am capacitatea putea. administrativă, din punctul meu de vedere, e răspunsul. Capacitatea administrativă în sensul în care pentru un astfel de proiect european, pentru a găsi o soluție rapidă la clădirile care sunt de prioritate zero în cazul unui cutremur, trebuie să pui la masă 5-6 ministere cu atribuții. Am trecut prin experiența asta în calitate de parlamentar, imediat după colectiv, un proiect de lege venit ca în 2-3 ani să rezolve clădirile cu bulină roșie din capitală prin niște S-a măsuri rezolvat? excepționale. Nu, am adus la masă 20 de ministere, 19 au spus da, unul a spus nu, lucrurile s-au blocat și sunt convins că și în cazul spitalelor și al proiectelor PNRR, același lucru, dificultatea de a face 10 autorități să stea la masă și să spună în același timp da. Da, cea mai mare problemă și e un orgoliu așa al culorii partidului, al instituției, al personalității și la fel. De ce am face ceva pentru cetățeni, pentru comunitate, pentru România, când putem noi să ne opunem doar pentru că nu suntem din același partid și nu vrem noi să stăm la masă cu voi? Nu o să pot să înțeleg lucrul ăsta vreodată și o să merg cu durerea asta mai departe.